Româna, să trăiți. Calu, șezi. Stai aici și așteaptă-mă până mă întorc. E clar? Bună ziua. Nu cumpăr nimic. Nici timbre, nici brichete, nici nasturi uzați. Nimic, nimic. Nu sunt vânzător, domnule. Atunci ce cauți aici? Cerșești? Sau vrei să comanzi niște burlane? Nu, domnule ciobanu. Cum ai spus? Ciobanu. Nu vă spune nimic acest nume? Nu. Acum îl aud pentru prima oară. Atunci vă rog să mă scuzați pentru deranj. Stai puțin. Stai, băiatule. De ce ești așa de repezit? Am auzit oare bine? Ciobanu ai spus? Da. Ciobanu, așa cum scrie și pe firmă. Pe firmă scrie Berindei. Atunci înseamnă că am greșit adresa. Vă rog să mă scuzați. Eu sunt Ciobanu. Mai înainte a spus că bine ați auzit de acest nume. Cum puteți dovedi că sunteți domnul Ciobanu? Ai neapărat nevoie de o dovadă? Da. Acte n-am, dar dacă îl cauți pe Ciobanu pe care îl știu eu, îl cauți altfel. Tabla neagră. E mai scumpă ca tabla de zinc? De ce n-ai început imediat așa? Numai dacă vrea tinichigiul. Nu ne aude nimeni? Nu. M-a trimis domnul Enache. Întreabă dacă tehnicul a rezolvat cuibul. Unde e? Adică n-are nicio importanță. Spune-i să se ducă în strada Carol, numărul 35, apartamentul 5. Ții minte? Da. Mi-a spus ceva și despre îmbrăcăminte. Totul este aranjat. Ăsta ar trebui transportat la adresa din strada Carol. Sunt hainele lui. În buzunar are acte. Nu-l pot duce eu? Îl poți duce numai dacă ești curat. Cum adică curat? Adică dacă nu ești urmărit. Nu sunt. Și aș vrea și eu să văd casa în care se mută Enache. Foarte bine. Dar te rog să nu mai vii pe aici. Numai dacă nu există altă soluție. Înțelegi? Am înțeles. Consemnul. M-a trimis domnul Ciobanu să vă întreb. N-aveți de închiriat o cameră mobilată cu ferestrele spre sud? Stai puțin. Hai. Bună ziua. Lasă-i, Svitlas. Niciun las, nu vezi că e mort? Că put. Și dacă se uită în sicriu? V-a zis da sicriu. Măta. Thank you.
galagia asta? Un om, un om! E acolo în pod, anuncă manifeste! Ce manifeste, mă, unde? Repede, repede! Hai în pod! Sus! Frumosule, ce bine-mi pare că te văd. Mie nu. E tel, mă. Stai pe drum. Stai, mă, că nu-ți fac nimic, mă. Vezi, mă, gârmă, cum e viața asta? Bucuria unuia în cazul altuia. Să știi că întâlnirea cu tine mă bucură extraordinar de mult. Și ce vrei de la mine? Credeți că vorbesc cu oși și cine? Ei, dacă vorbești așa, mă superești, devin agresiv. Prietena! Odată am vrut să cumpăr un ceamantan pe lovere și m-ai refuzat. Acum sunt obligat să-ți iau ghiozdanul împrumut. Nu te dau! Stai! Nu! Bă, nu! Mă, te cârpesc, auzi? Nu-l deschide, mă, că dai de dracu! Iată, bravo! Bine! Opa! Iată, bal, dracu, în loc de cărzi, să le transport marfă! Dă-mă încoace! Ia casma! Mersi, băieții, că te pup! Dă ghiozdanul înapoi! Mucles! Dracu! Dă ghiozdanul înapoi, mă! Scoate! Dă-ți! Da, dracu, pielea pe tine! Dă ghiozdanul înapoi! Saldare! Domnul șef, are acolo, manifeste în ghiozdan omul acela. Ce are, mă? Manifeste. Ce-am spus ție? Ia stai, mă, tu n-auzi, stai. Da. Ce-i cu ghiozdanul ăsta? Ce să fie, nimic, nu vedeți? Mă duc la școală. Ia desfăl. Ce? Poți. Manifeste? Manifeste în contra regimului? Cel puțin 10 ani e pentru treaba. Cât? 10 ani. Am plecat? Stai, mă, stai, n-auzi, mă, stai. Acolo. De ce tocmai pe acolo? Pentru că nu mă pot doare ieșire. Am înțeles, domnule comisar. Șef? Am înțeles, domnule comisar, șef. Ce ai înțeles, mă? Păi ce-ați spus? N-am spus nimic. Păi atunci n-am înțeles încă nimic. Ia, cercetează podul. Hai, hai. Păi să scot pistolul. Așa, singur? Urcă-mă! Hai, mă. Mișcă. Hai, hai. Ce așa? Și e acolo, mă? Nimic, domnule comisar. Cum nimic, mă? Parcă ar fi coteț. Cum coteț, mă? Ce ești nebun? Coteț în pod? Păi de la ăștia te poți aștepta la orice. Ce e aici, mă? O gaură. Ce fel de gaură?
pătrată. Ce e acolo, mă? Trepte. Dar pe acolo n-a putut să o ia. Duce spre un magazin înfundată fără nicio ieșire. Bă, vorbești cam mult. Gruia. Ordonați. Ia vezi, mă, ce e acolo. Hai, hai. Domnule comisar. Ce e, mă? Apă. Ei, și? Nu există altă ieșire? Nu. Dar acolo ce e, mă? Poarta șobolanilor. Sunt șobolani pe aici? Da, de jumătate de metru. Dar fiți liniștit, nu atacă omul. Numai dacă sunt încolțiți. Ați auzit, domnule comisar? A? Sunt șobolani. Ce ai vrea să fie? Privighetori? N-ar fi rău. Puștule, ce-i dincolo de gaura asta? O încăpere fără uși, fără ferestre. Unde a fost în trecut un depozit. A existat și o gură de aerisire, dar au stupat. Gruia, ia vezi, vezi ce-i dincolo de spărtură. Băiatul zice că sunt șobolani. Hai, executare. Hai, hai. Nu prea văd mare lucru, domnule comisar. Ce fac? Lasă-l pe băiat să se uite. Hai, mă. Ascultă-mă, să vede ceva? Nu. Nu se vede nimic, domnule comisar. Uite-te bine, mă. Nu-i. Hai, mă, scoală-te.